Dumitru Caracostea s-a născut la 10 martie 1879 la Slatina. A fost critic, istoric literar și folclorist român. Este considerat a fi, alături de Tudor Vianu, unul dintre cei mai mari stiliști ai literaturii române. În pofida vârstei sale înaintate, a fost arestat de către autoritățile comuniste în anul 1950 și încarcerat timp de 5 ani ca deținut politic. Pe linie paternă, profesorul Caracostea avea o descendență aromână și a început studiile la Slatina, pe care le-a continuat la Colegiul Sfântul Sava din București. A urmat apoi cursurile Facultății de Litere și Filozofie de la Universitatea din București, unde și-a luat licența în 1908. A fost elevul lui Titu Maiorescu, Ion Bianu și Ovid Densușianu. În 1909 a obținut bursă la Viena, unde va lucra sub îndrumarea lingvistului Wilhelm Meyer Lübke. Susține două doctorate, în 1913, unul în filozofie, altul în filologie romanică. Din 1920 devine docent la universitate, iar în 1930 profesor la Catedra de Istorie a Literaturii Române Moderne de la Universitatea din București. În același an a fost primit ca membru corespondent al Academiei Române, iar în 1938 devine membru titular. Datorită strădanilor sale, în 1933 ia ființă Institutul de Istorie Literară și Folclor. A fost ministrul Educației Naționale în mai multe guverne și director al Fundațiilor Regale pentru Literatură și Artă. În anul 1948, după instaurarea regimului comunist în România, a fost exclus din învățământ. Iar pe 5 mai 1950 a fost arestat și ținut timp de 5 ani în închisoare, fără a fi judecat. În penitenciarul Sighet s-a convertit la greco-catolicism, prin intermediul preotului profesor blăjean Ioan Vultur. A fost primit în Biserica Romană Unită cu Roma prin binecuvântarea episcopului Iuliu Hosu, aflat în aceeași închisoare. A colaborat la revistele Convorbiri Literare, Adevărul Literar și Artistic, Flacăra, Gândirea, Revista Fundațiilor Regale și Viața Românească. Activitatea sa literară și științifică s-a orientat în două direcții, studiile de folclor și exegeza operei eminescene, iar expresivitatea limbii românii reprezintă un important studiu de stilistică literară care a intrat în toate bibliotecile române sub semnătura profesorului Dumitru Caracostea. A încetat din viață la 2 iunie 1964 la București. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.